Galbenuș de ou, nu e ceva spectaculos. Ulei de ricin, ulei de cocos, vitamina A, vitamina E și bitter suedez. Mi-o mai aplic pe păr când îmi aduc aminte. Și îmi face bine, cel puțin mie, pentru că mă întreabă foarte multă lume cu ce te dai pe păr. Și le răspund că sunt pur și simplu norocoasă, moștenitoare a unui păr bun, pur și simplu, nu fac eu ceva în mod special. Dar dincolo de asta, orice produs am încercat trebuie să ni se potrivească nouă. Adică părul meu nu e ca părul tău, pielea mea nu e ca pielea ta și așa mai departe. Deci e foarte important să ținem cont de corpul nostru, că nu se aplică la toți, nu e o soluție universală.